Și aș vrea să citesc pentru această seară, pentru această după-masă, un text din 1 Împărați, capitolul 19. Am să citesc primele 9 versete. Am să vă vorbesc ceva despre suferință, despre durere, despre tristețe mai ales. Că văd că destul de mult sunteți destul de triști. Și voi vorbi despre tristețea cronică sau despre depresie. 1 Împărați, capitolul 19, spune așa. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. În paranteză fie spus, prorocii aceștia nu sunt prorocii Domnului, ci sunt prorocii mincinoși al lui Baal. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. În original zice că Ilie a simțit că viața îi se apropie de sfârșit. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a cezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat și a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb, sau muntele Sinai. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Amin. Trebuie neapărat să rostesc o rugăciune. Acolo unde sunteți, vă rog să închideți ochii și să mă lăsați să rostesc eu rugăciunea aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această zi. E o zi de sărbătoare, o zi în care Hristos, Domnul nostru, s-a înălțat. Și îți mulțumim, Doamne Tată, că L-ai înălțat pe Domnul Iisus, pentru ca prin înălțarea Lui Duhul Sfânt să coboare. Pentru ca prin înălțarea Lui să ne aducem aminte că într-o zi și noi ne vom înălța. Ajută-ne să fim pregătiți pentru ziua aceea. În această după-masă frumoasă, Doamne, vrem să învățăm din cuvântul Tău. Și Te rog din toată inima mie să-mi dai cele mai potrivite cuvinte. Nu mă lăsa, Doamne, să-mi rostesc cuvintele mele, ci Te rog, însoțește cu autoritatea Duhului Tău cel Sfânt fiecare cuvânt. Eu sunt convins că Tu ești aici prin Duhul Sfânt. Chiar dacă nu simțim întotdeauna prezența Ta, chiar dacă nu vedem întotdeauna ceva spectaculos, Tu ești aici. Pentru că prezența Ta, Doamne, depinde de un singur lucru, de faptul că ne-am adunat în numele Tău. Și noi suntem aici în numele Tău. Prezența Ta nu depinde de sentimentele noastre care sunt subiective, Doamne, ci prezența Ta depinde de faptul că suntem aici în numele acesta care este mai presus de orice nume. În numele Tău, Doamne Iisuse Hristos, ne-am adunat în această seară și ne dorim ca prezența Ta să fie experimentată, să fie simțită de fiecare dintre noi. Prin cuvântul Tău atinge inima și mintea noastră și îți mulțumim că vei face asta. M-am rugat, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Vă rog să vă reașezați. Aveți locuri destule, așa că puteți să stați jos. Dați-mi voie să mă uit așa la toți, pentru că n-am apucat prea bine să mă uit în sală.
Să-mi exprim bucuria să fiu aici cu voi în această zi. Și dincolo de aceasta, pentru că suntem în ziua înălțării, să nu uitați cuvintele îngerilor. De ce stați și vă uitați la cer? N-aveți voie să fiți spectatori și ăsta e gândul pe care aș vrea să vi-l transmit legat de înălțarea Domnului Iisus. Nu există spectatori. Sigur că biserica a obișnuit pe unii în ultima vreme să stea, să privească numai în sus, să nu facă nimic. Nu stați să vă uitați în sus. Duhul lui Dumnezeu vă îndeamnă pe fiecare dintre voi să vă faceți parte, acolo unde Dumnezeu v-a așezat. Amin? Amin. Sunteți supărați pe ceva anume? Știți ceva? Știți că tristețea este boala secolului 21, chiar așa? Și asta nu o spune un tânăr pastor din Oradea, ci o spun cei de la Organizația Mondială a Sănătății. Într-un raport emis în anul, să mă gândesc așa, 2012, cei de la Organizația Mondială a Sănătății spun, în luna octombrie au emis acest raport, că cea mai gravă boală a secolului 21, da, secolul acesta din care și noi facem parte, este tristețea, în formă cronică, academic, să o numim așa, se numește depresie. Depresia este o stare de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale și asta nu este definiția mea, ci este definiția pe care o dau cei de la Organizația Mondială a Sănătății. O stare de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Sigur, unii dintre voi mă gândesc așa, știu că e la modă să se facă psihologia sau medicina astăzi și mă gândesc că unii dintre voi ați făcut la facultate sau a studiat subiectul acesta la facultate, există medical vorbind multe forme de depresie. Cea mai întâlnită formă de depresie este depresia reactivă, așa se numește. Ea este declanșată de un eveniment traumatic, un examen căzut, de un eveniment traumatic, dificil sau stresant al vieții. Asta este cea mai întâlnită formă de depresie, mai ales în sesiune, nu? Depresia reactivă se numește. Dar mai există o formă de depresie extrem de păcătoasă și întâlnită în zilele noastre, se numește depresia endogenă. Și această formă de depresie este cauzată de un dezechilibru al reacțiilor chimice de la nivelul creierului. Și acest dezechilibru este cauzat în ultima vreme de consumul de droguri, în special de consumul de droguri. Și ea se numește depresie endogenă. Ca pastor tânăr am avut, nu știu, nu pot să zic ocazia, dar pot să-i spun și așa, să discut cu tineri care sunt dependenți de droguri în vremurile noastre, din păcate sunt destui aflați în situația aceasta. Am povestit adeseori, în vremea când organizam întâlnirea de tineret, se numea Sete de Cer la Biserica Betel, aveam aproape de fiecare dată doi tineri emo care veneau cu freza specifică, cu fața specifică. Stăteau amândoi în același loc, privind parcă sincron așa spre mine, te și speriai cum se uitau așa, în același timp. Aveau fața tristă, vopsiți negru în cap. Și îmi amintesc că după terminarea unui program de biserică, au venit în biroul bisericii la mine și mi-au spus în felul următor. I-a zis așa, domnule pastor, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața noastră. Ne-ai predicat până acum că Dumnezeu e Dumnezeu puternic, nu specific, penticostal, că așa suntem noi. Dumnezeu poate face orice. Și mi-a întins o mână, unul dintre cei doi, și mi-a arătat că toată mâna era plină de crestături, încercări ratate de suicid. Mi-au întins mâinile, amândouă mâinile, de parcă ar fi fost crucificați, dar erau crucificați de păcatele lor. Și am văzut că erau dependenți de heroină, se drogau. N-am să uit niciodată disperarea din privirea lor. Există un anumit soi de disperare pe care îl citesc în privirea unor oameni care vin și la biserică în vremurile noastre. E disperarea aceea despre care vorbește un filozof creștin român când îl descrie pe omul fără Dumnezeu și el spune așa, cum este omul fără Dumnezeu? E un animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri și se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Și tristețea pe care am citit-o în privirea lor mi-a afectat sufletul. Nu știam ce să fac. Nici o școală de teologie nu te pregătește pentru așa ceva.
Și când un pastor penticostal tânăr, ca și mine, nu știe ce să facă, nu știu cum e cu cei mai în vârstă, nu zic cu cei mai bătrâni, dar când un pastor penticostal tânăr, ca și mine, nu știe ce să facă, zice, hai să ne rugăm. Și am zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și mă rugam și nu venea nicio idee. Și pentru că nu venea nicio idee, am fost mai departe spiritual, am zis, să ne rugăm mai departe. Și ne rugam și ne rugam și ne rugam și nu venea absolut nicio idee. Și în timpul rugăciunii Dumnezeu mi-a pus un gând și mie îmi place adeseori să spun asta, nu-mi place să spun că Domnul mi-a pus pe inimă pentru că asta face parte din limbajul nostru evanghelic de lemn, din care nu se înțelege de cele mai multe ori nimic, nici noi nu mai pricepem mare lucru, nici alții. Și îmi place să spun așa cum spune Nemia, Domnul mi-a pus un gând și Domnul mi-a pus un gând să fac o rugăciune pentru ei. N-am făcut o rugăciune lungă, am făcut o rugăciune scurtă, n-am pus mâinile peste ei cum e la modă să se întâmple în vremurile noastre, cum fac toți mega evangheliști. De astăzi eu sunt mult mai jos și mai smerit, sigur. Zic și eu ca ibrăileanu, sunt smerit, dar vreau să se știe. Și am întins mâinile spre cei doi, n-am pus peste ei mâinile, pentru că Scriptura spune să nu puneți mâna în grabă peste oricine, sigur vorbește despre autoritate acolo, în alt subiect. Și am făcut o rugăciune scurtă. Pentru că puterea rugăciunii nu se vede în ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, cum credem noi penticostalii de multe ori când mergem acasă, zice, am avut o rugăciune de o oră și a fost o rugăciune cu putere, dar întrebarea e ce se întâmplă după aceea? Aceasta este întrebarea. Puterea rugăciunii se vede nu în ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, ci în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și am făcut o rugăciune simplă și scurtă, le-am dat celor doi un Nou Testament și am zis ne întâlnim și mai discutăm. Au fost momente când mă sunau la 12 noaptea sau târziu noapte, când îmi spuneau, frate, trebuie să te rogi acum cu noi. Sau au fost momente când au zis, acum vii, suntem acolo, sunt acolo, trebuie neapărat să vii, să stai aici, să te rogi cu noi. Au trecut de atunci câțiva ani, amândoi, nu mai sunt în Oradea, sunt în două orașe diferite din țara aceasta și amândoi îl slujesc pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu mare. 350 de milioane de oameni sunt bolnavi de depresie în momentul acesta pe Terra. Aproximativ 350 de milioane de oameni, spun cei de la Organizația Mondială a Sănătății, și un milion de oameni, aproximativ, sigur că nu putem da cu certitudine datele acestea, nu sunt exhaustive, absolute, dar aproximativ un milion de oameni se sinucid în fiecare an pentru că nu mai au nicio speranță. Vedeți voi, depresia începe de multe ori cu o simplă dezamăgire. Nu cred că există vreunul dintre voi, mai ales acum că sunteți aici, o mulțime de adolescenți și tineri, care să spuneți că n-ați fost niciodată dezamăgiți de nimic. Unii sunteți dezamăgiți de felul în care arătați și spuneți, Doamne, parcă mai aveai ceva de ajustat aici, parcă culoarea ochilor era ceva mai altfel. Când eram de vârsta unora dintre voi, priveam adeseori în oglindă și mă uitam la ureche. Mi se părea întotdeauna că urechea dreaptă e mai mare decât cea stângă. Acum vă rog să-mi ascultați predica, să nu uitați, vă uitați la urechile mele în timpul predicii. Și aveam așa o stare de dezamăgire din cauza asta și dezamăgirea dacă o lași și prinde rădăcini, ea se poate transforma în descurajare și descurajarea când se cronicizează se transformă în deprimare sau depresie. Până aici avem un 3D, e o tehnologie contemporană, dar nu lăsați acest 3D să se transforme în 4D. Dezamăgirea ajunge descurajare și descurajarea adeseori ajunge deprimare sau depresie, numai că de la deprimare sau depresie aveți grijă niciodată să n-ajungeți la disperare. Omul care îl are pe Dumnezeu, indiferent de care ar fi circumstanțele vieții lui, are întotdeauna speranță. Omul care nu îl are pe Dumnezeu pășește pe acest teritoriu extrem de periculos al disperării, când omul nu mai are niciun reper și e posibil chiar să se sinucidă. Dar vreau să vă întreb ceva, pentru că suntem la o întâlnire de tineret și eu am microfonul în mână și un microfon din ăsta rabatabil și intenționat am ales acest microfon, nu mi-am pus și eu la valieră, așa ca să pot să vin dacă văd pe unul că doarme să-l întreb ce mai face. Aș vrea să vă întreb în momentul acesta, sigur nu trebuie neapărat să-mi răspundeți cu voce tare, întrebarea este sigur una retorică. Vreau să vă întreb, cunoașteți în Biblie oamenii lui Dumnezeu care au ajuns să fie dezamăgiți, de la dezamăgire au ajuns la descurajare, de la descurajare la deprimare? Sigur, niciodată un om al lui Dumnezeu n-ajunge în situația aceea în care să nu mai aibă niciun reper, adică disperat. Dar cunoașteți oamenii lui Dumnezeu descurajați în Biblie? Exemple. Aveți exemple în Biblie de oameni descurajați? Oamenii lui Dumnezeu. Vă dau eu un exemplu, pentru că întrebarea a fost retorică. Adică eu întreb și tot eu răspund de data aceasta.
Unul dintre oamenii descurajați al lui Dumnezeu, pe care îl întâlnim adeseori în situația asta, este Moise, care conduce poporul Domnului. Dumnezeu îl pune aici, zice: Moise, trebuie să conduci poporul acesta, la un moment dat îi spune 40 de ani prin deșert, și îl aud pe Moise de multe ori plângându-se înaintea lui Dumnezeu: Doamne, poporul acesta pe care Tu mi l-ai dat. Unii dintre noi, la fel ca Moise, suntem descurajați de locul în care Dumnezeu ne-a așezat, de familia noastră, biserica noastră, de locul nostru de muncă. Dezamăgiți de locul în care Dumnezeu ne-a așezat, ajungem de multe ori descurajați. Mai există un descurajat, ăsta e descurajatul de serviciu, numele lui este Iona. A zice că el s-a născut așa. E primul emo din Scriptură. Dumnezeu îl întreabă: Iona, bine faci tu că te mâni? Și Iona ia atitudinea unui copil de clasa a doua când răspunde cam așa: da, bine fac, cum? Până la moarte. Unii dintre voi sunteți la fel ca Iona. Dacă v-aș întreba astăzi de ce sunteți descurajați și ar trebui să scrieți pe o foaie, evident de hârtie, care sunt motivele pentru care sunteți tot timpul atât de triști, mai ales atunci când veniți la biserică, sunt absolut convins că n-ați găsit prea multe motive să scrieți acolo. Cunoșteam în urmă cu câțiva ani un tânăr care, sigur, venea dintr-o familie binecuvântată, era singur la părinți, avea o mulțime de lucruri materiale, era la facultatea de filozofie și avea și răspunsuri tare întotdeauna la el. L-am întrebat odată: de ce ești așa de trist? Pentru că tot timpul te văd așa cu fața tristă. Și mi-a răspuns: tristețea mea, zice, este una cosmică, metafizică, universală. M-am uitat la el așa și am zis: ce vrea să spună chestia asta? Și mi-a zis: nu știu, dar sună tare. Exact așa și tristețile noastre câteodată. Avem fața omului care cântă: îmi plâng amarul, dar nu disper, nu de ani de zile, până când disperăm și noi și cei din jurul nostru. Cântând cântarea: am îmbătrânit de zile, nu? Cu toate că sunteți atât de tineri și de frumoși. Iona descurajat. Avem alte exemple de descurajați. Unul dintre cele mai frumoase exemple de oameni descurajați, dar frumoase, este David. David, omul lui Dumnezeu, e descurajat de păcatul din viața lui. Și cunosc și eu tineri descurajați de faptul că nu se pot lăsa de un anumit păcat. Am primit e-mail-uri de multe ori în calitate de consilier pe un site creștin. Primesc e-mail-uri care încep așa: frate, simt că nu voi scăpa niciodată de păcatul ăsta. Lupt cu păcatul ăsta de ani de zile și nu mai am curaj, nu mai am putere să merg mai departe. Avem un om al lui Dumnezeu, David, care în Psalmul 32 zice: fericit e doar omul care are fără de legea iertată. Fericit e doar omul care are păcatul acoperit de iertarea lui Dumnezeu. Și strigă în Psalmul 51, un psalm formidabil de pocăință, când zice: Doamne, ai milă de mine. Întoarce-ți, Doamne, fața de la păcatele mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. S-ar putea să fii în seara aceasta aici și într-o stare de cronică descurajare, într-o stare de cronică tristețe, tot timpul trist, negăsind motivul tristeții tale. Și probabil că motivul tristeții tale e un păcat de care nu te poți lăsa. În această zi exprimă înaintea lui Dumnezeu pocăința ta, strigând înspre Domnul, sigur în mintea ta, și spunându-L lui Dumnezeu: Doamne, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu mă lepăda, Doamne, de la fața Ta, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi, Doamne, bucuria aceea pe care o are doar omul iertat, fericirea aceea pe care o simte doar omul care știe că este într-o bună relație cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu iertarea Lui. Mai avem cazuri de oameni descurajați în Biblie, sigur că avem o mulțime de asemenea cazuri. Dar în Împărați, capitolul 19, îl prezintă pe Ilie, despre care Iacov spune în capitolul 5 cu versetul 17 că a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. De ce zic asta? Ilie seamănă cu, în general, cu noi, cu tinerii, mă încadrez și eu aici, în tabăra voastră. De ce vă spun asta? Înaintea capitolului 19, matematic vorbim, ce capitol avem? Și voi la matematică ca și mine, din clasa a doua nu prea... Deci înaintea capitolului 19, matematic, logic vorbind, ce capitol avem? 17 sau 18. Și ce se întâmplă în capitolul 18? Vă aduceți aminte? Nu, vă rog, nu citiți acum în timpul predicii acasă. În capitolul 18 e ceva extraordinar. Ilie stă în fața reprezentanților întregului popor la muntele Domnului Carmel și acolo cheamă focul lui Dumnezeu.
cheamă prezența lui Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu să trimită foc din cer. Sigur, știți întâmplarea cu profeții lui Baal, care și ei cer foc lui Baal și sigur că ăștia au strigat până n-au mai putut și nu s-a întâmplat nimic. Și vine Ilie, face o rugăciune scurtă și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Și când Ilie se roagă în capitolul 18, coboară focul acesta al lui Dumnezeu. Și ce face tot poporul? Biblia ne spune că tot poporul care era acolo, adică reprezentanții întregului popor, îmi place imaginea asta extraordinară, mii și mii și mii de oameni, focul lui Dumnezeu coborând pe jertfa lui Ilie. Și dintr-o dată așa, parcă teleghidați, într-o fracțiune de secundă, ne spune Biblia că toți oamenii care erau acolo s-au prăbușit cu fața la pământ și au declarat într-un glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu, aleluia! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Ce imagine extraordinară! Și se ridică Ilie după aceea și ne spune Biblia că ucide toți cei 450 de profeți al lui Baal în numele Domnului. Câtă putere are! Dar se întâmplă ceva cu el, domnule, în capitolul 19, că la începutul acestui capitol e amenințat de o femeie. I-a amenințat de o femeie cu numele Izabela și ajunge în pustiu și spune: Doamne, simt că nu mai pot. Exact așa sunteți unii dintre voi astăzi, mai ales tineri. Astăzi sunteți gata să vizitați toți bolnavii din Oradea. Astăzi sunteți gata să faceți cele mai mari lucruri pentru Dumnezeu. Astăzi, frate, mă duc în Africa și vestesc cuvântul Domnului, iar mâine nu poți veni de acasă până aici la biserică. Se întâmplă ceva cu noi care ne împiedică alergarea asta. Ceva se întâmplă cu mulți dintre noi că la un moment dat ajungem atât de descurajați încât nu mai găsim puterea să mergem mai departe. Sunt sigur motive justificate pentru asta. Poate moare cineva în familia noastră și știu că biserica voastră a fost încercată și noi la Betel ne-am rugat pentru familia încercată de aici, din biserica voastră. Când îți moare cineva drag, eu am predicat, prima înmormântare la care am predicat a fost înmormântarea unei fete de 16 ani. Mi-am uitat predica, vă spun sincer, eram la marginea gropii și nu mai știam ce să spun. Dar mi-am adus aminte de un vers din Traian Dorz, formidabil vers, nu știu cât o să țineți minte din predica asta, pe căldură acum și așa vă uitați, dar n-aș vrea să uitați aceste frumoase cuvinte. Traian Dorz zicea: învierea va fi când va ninge pentru prima dată de jos în sus. Ce imagine extraordinară! Acum când suntem în perioada asta cu schimbarea climei, asta va fi cea mai tare și ciudată și frumoasă schimbarea climei pe care a trăit-o Terra vreodată, când va ninge pentru prima dată de jos în sus. Când, gândiți-vă voi, milioane și milioane de oameni, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când însuși Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei care au dormit în Hristos se vor ridica înspre cer și când o să te uiți de jur împrejurul tău, vei avea ciudata impresie că ninge de jos în sus. Și ăsta e gândul care îmi dă speranță atunci când trec prin asemenea momente grele, când cineva din familie trece la Domnul, când cineva din cei pe care îi iubesc foarte mult trec în veșnicie. Și sigur că este un motiv justificat să fim descurajați. Dar mai sunt și alte motive. Voi sunteți aici dezamăgiți, aveți unii dezamăgiri sentimentale, așa. Mi-a zis în urmă cu câțiva ani, nu zicea doar mie, deci n-a fost o mărturisire, să nu spună careva, am zis la fratele Adi și după aia a spus public. Da, era un adolescent care se... Adolescent, nu era deja adolescent, era mai mult de atâta, deja avea vreo 19 ani, era sigur că se va căsători cu o fată și sigur, relația s-a rupt. Și spunea tuturor: gata, mă retrag, avea 19 ani, mă retrag la țară, voi face acolo o fermă... Și viața mea s-a terminat aici. Asta era perspectiva lui asupra viitorului, să crească, nu știu, ceva într-o fermă la țară, la 19 ani. Știu că la vârsta asta, dramele acestea sentimentale vi se par cosmice, ca să zic și eu că ăsta despre care v-am spus, universale, metafizice, da, cu vremea o să vă treacă. Mai sunt, apropo, că acum am vrut să mă uit să văd ce am în schiță, dar vreau să mai spun ceva. Eu ca și pastor câteodată dezamăgit, sunt dezamăgit de slujire. Și voi sunteți dezamăgiți, fiecare, în locul în care Dumnezeu v-a așezat, de multe ori suntem dezamăgiți de slujirea noastră. Și vă mărturisesc că nu sunt dezamăgit, de exemplu, de faptul că unii oameni dorm la predică. E chiar și normal să se întâmple asta câteodată. Sigur, unii sunt obosiți, alții au ajuns la o anumită etate. Nici predica nu e întotdeauna la fel de bună. Deci n-am pretenția că predic întotdeauna foarte bine. Încerc așa de la slăbuți spre mai bine. Dar cel mai tare mă descurajează, mă dezamăgește oamenii care mi-ascultă predica și după aia încalcă în mod sistematic și voi tot ce am spus. Și nu știu cum face Domnul să ni se intersecteze întotdeauna drumurile,
Și am predicat odată la noi la Betel, dar au trecut mulți ani, așa că pot să spun întâmplarea asta. Am predicat despre, mă rog, trupul nostru ca templu al Duhului Sfânt, nici eu nu mai știu exact, acum vreo 10 ani, așa. Eram chiar la început acolo și știu că am vorbit împotriva fumatului, împotriva tutunului. Și era unul care venea la toate predicile în vremea aia, mai aveam oameni care veneau atunci la toate predicile mele. Și era unul care nota pe un caiet verde, nu eu niciodată caietul ăla, tot, absolut tot. Nota și mai mult decât vorbeam eu, ceea ce era formidabil. Probabil că avea și el gândurile lui, nu știu. Și scria și la final a venit la mine, mi-a dat mâna și mi-a zis, frate, extraordinar, ce mesaj, super, cel mai tare. Și la câteva zile după aceea mă întâlnesc cu el pe stradă și văd în zona lui un fum suspect. Nu era frig afară, să zic, de la aburul, așa. Văd un fum suspect în zona lui și când mă apropiu, văd că avea țigara în mână, dar el nu mă vede că eu l-am văzut. Și când mă apropiu destul de mult, când în ultima clipă mă observă, crezând că se poate ascunde, palmează țigara și o bagă în buzunar. Și în momentul ăla mi-am zis, Domnul mi l-a dat în mână. Și am stat cu el de vorbă. Deodată am devenit foarte sociabil, cu toate că nu sunt foarte sociabil, asta e felul meu, așa mai introvertit de felul meu. Și am început să-l întreb, ce mai fac ai tăi, bunicii, părinții? Omul era surprins. Zice, frate, mă grăbesc. Eram undeva în centru, zice, trebuie să ajung în Rogerius. Zic, și eu tot acolo mă duc. Și am mers. N-am făcut decât vreo câțiva pași, când zice, am uitat, zice, trebuie să merg în Nufărul, s-a întors. Zic, și eu, e formidabil, și eu la fel. L-am lăsat să se chinuie puțin, să mă ierte Domnul pentru asta, dacă am greșit. La asta nu ziceți voi amin acum. Și în cele din urmă, dezamăgit așa, i-am zis, auzi, scoate mâna din buzunar, că te-am văzut de la început. Și sigur, omul, în momentul ăla a făcut exact asta, a scos mâna și a aruncat țigara. Ei, știți ceva? De multe ori mă descurajează în slujirea mea, v-am spus, nu faptul că oamenii ne ascultă, ci faptul că oamenii ne ascultă și încalcă după aceea în mod sistematic tot ce am spus. Sigur că fiecare dintre voi aveți descurajările voastre, dezamăgirile voastre și în această zi vreau să învățăm împreună cum să învingem descurajarea și să nu lăsăm ca descurajarea sau depresia să se transforme în disperare. Amin? Amin sau nu? Ce întâlnirea pensionarilor? Ați pensionare aici. Să nu lăsăm ca dezamăgirea să se transforme în disperare. Amin? Vreau să aud un amin, așa că mai ales că aici se aude fain cu ecou. Amin? Amin? Amin la faptul că se aude cu ecou sau la ce a zis? Repede zicem amin. Bun. Ca să învingem descurajarea, ca să învingem depresia, trebuie să vedem care sunt cauzele ei. Și ne vom uita la Ilie și vom vedea că a făcut câteva greșeli. 4 greșeli pe care le repetăm și noi. Haideți să ne uităm la versetul 2 și pe scena textului nostru apare primul personaj al textului, Izabela, un fel de superlativ absolut al răutății feminine din Scriptură. E întruchiparea răutății feminine, Izabela, a și rămas așa în limbajul nostru al evanghelicilor când spui despre o ființă feminină, așa, să zic și așa, despre o persoană, așa, despre o femeie, că e o Izabela, înseamnă că e o femeie rea. E superlativul absolut al răutății feminine din toată Scriptura. Și femeia aceasta ne spune Biblia că îl amenință pe Ilie, trimite unul dintre oamenii ei, una dintre gărzile ei de corp, pentru că era regină, trimite unul dintre oamenii ei, unul dintre cei ce o păzeau, la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă mâine la ceasul acesta nu te voi ucide, Ilie. Și după aia ce se întâmplă? Ilie ne spune Biblia că în mod ciudat simte că îi se apropie sfârșitul și aleargă până la Berșeba. Acum nu vă imaginați că a alergat ca la maraton, că până la Berșeba era cam 100 de kilometri, dar oricum i-a fost foarte frică să ajungă până la Berșeba. Vă dați seama cât impact au avut cuvintele Izabelei în inima lui Ilie. Cel care în urmă cu câteva ceasuri sau în urmă cu câteva zile era gata în numele Domnului să taie în bucăți toți prorocii lui Baal. Dar se întâmplă în momentul ăsta că Ilie simte că sfârșitul îi se apropie. Și prima greșeală pe care o face Ilie, o fac eu, nu știu dacă voi o faceți, cred că voi nu, dar o fac oamenii care ajung descurajați, e faptul că își confundă Ilie în cazul acesta sentimentele cu realitatea. Și eu câteodată fac aceeași greșeală și mă gândesc că și unii dintre voi faceți exact aceeași greșeală.
Confundăm ceea ce simțim cu realitatea. Ilie stă înaintea Domnului și spune: Doamne, nu mai sunt bun de nimic. Simt că nu mai sunt bun de nimic. Dar eu vă întreb ceva, oare nu era Ilie bun înaintea lui Dumnezeu? Sigur că era, că Dumnezeu încă mai are de lucru cu Ilie și veți vedea voi că după aceea Dumnezeu îl trimite în altă parte. Dar asta simțea el. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, niciodată n-ascultați glasul inimii. Știu că asta vă spune societatea în care noi trăim, știu eu, mass media, tot timpul ți se spune: ascultă-ți glasul inimii, urmează-ți instinctul, urmează setea, cum zic ăștia în reclame. Eu vă spun altceva, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, n-ascultați glasul inimii, pentru că inima omului este nespus de, acum, nespus de înșelătoare și deznădăjduirea, nespus de înșelătoare. Nu luați decizii bazați doar pe ceea ce simțiți, pentru că atunci când veți face asta, veți simți de foarte multe ori, vă veți simți de foarte multe ori descurajați. Nu vă confundați sentimentele cu realitatea. Eu am văzut că cei mai mulți oameni care ajung bolnavi de depresie, își încep când vin la păstor, sau cel puțin la mine, când vin, spun așa: frate, zice, simt că nu mai am pace, simt că am probleme și nu voi scăpa de problemele astea, simt că mi se apropie moartea, știți? Asta e cea mai mare greșeală pe care o facem noi români în general, se numește în termeni academici raționare emoțională, adică în loc să gândim cu mintea, gândim cu inima de cele mai multe ori. Și acum și noi, pocăiții, facem aici o greșeală și eu ca și evanghelist câteodată am făcut greșeala aceasta, încurajăm pe oameni de multe ori să vină la biserică doar cu inima. De cele mai multe ori ne adresăm sentimentelor și în predică și am văzut că atunci când spun o întâmplare lacrimogenă, dintr-o dată toți oamenii sunt atenți. În momentul când spui un verset din Scriptură sau vii cu un concept teologic, mulți intră pe pilot automat. Îi învățăm pe oameni să vină la biserică doar cu sentimentele, să-și trăiască viața de credință bazat doar pe ceea ce simt. Și atunci când nu te bazezi pe credință, cu toate că Biblia spune foarte clar în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 7 că este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu fără credință, sau că spune acolo apostolul Pavel că noi trăim prin credință și nu prin vedere, dragii mei, atunci când trăim doar bazat pe ceea ce simțim, de cele mai multe ori în mod invariabil și implacabil vom ajunge descurajați. De prea multe ori ne place ca predica să se adreseze doar sentimentelor noastre. Și de prea multe ori confundăm credința cu ceva ce simțim. Zice, frate, am simțit ceva. Mi-a zis un tânăr odată, frate, m-am dus la examen la școala de șoferi și am simțit că voi lua examenul. Am crezut că voi lua examenul și l-am căzut. Și am zis, ai învățat? Nu, zice, dar am crezut că voi trece. Și am avut credință. Asta nu-i credință, e prostie. Credința nu-i ceva absurd. Mulți cred că credința e ceva. Am simțit și în virtutea acestui sentiment pe care îl simt duminica la biserică, păstorul are datoria să creeze sentimente și din păcate cam asta se întâmplă. Exaltăm sentimentele oamenilor. Oh, și duminica tot se plin de prezența lui Dumnezeu. Și luni e ok, marți parcă mai mergem cumva, dar miercuri parcă ne apasă toate greutățile și toate necazurile și toate încercările și simțim că parcă Dumnezeu e departe. Vreau să vă spun ceva, atunci când simți, spune Scriptura, că Dumnezeu e departe, El este chiar lângă tine, pentru că El nu te va lăsa niciodată. Dumnezeu îți promite lucrul acesta, cu niciun chip n-am să te las, niciodată, zice Domnul, n-am să te părăsesc. Dar noi de cele mai multe ori ne simțim părăsiți de Dumnezeu și credem că suntem părăsiți de Dumnezeu, pentru că ne confundăm sentimentele cu realitatea. Niciodată să nu confundați ceea ce simțiți voi cu realitatea. De cele mai multe ori sentimentele noastre ne înșală. Dragii mei tineri, și aș vrea să vă formați acest exercițiu. Învățați să trăiți prin credință. Eu vă mărturisesc că am 32 de ani, imediat voi face 33, mulți înainte să am. Așa. Și vă mărturisesc în modul cel mai sincer, sunt pastor, predic în multe locuri și de multe ori mă duc la biserică și nu simt nimic, vă spun asta. Aș fi ipocrit că de multe ori venim la biserică, spunem, mai simțit și toți, da, am simțit, ce o zisă la de lângă mine. Se întâmplă de multe ori și vă mărturisesc asta, că mă rog pentru ceva și mi se pare că Dumnezeu nu m-a ascultat. Dar în ciuda acestui lucru, în ciuda faptului că nu simt întotdeauna copleșitor prezența lui Dumnezeu lângă mine, în ciuda acestui lucru merg mai departe. Pentru că viața mea de pocăință se bazează pe credință și credința este o încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Și credința este, dragii mei, nu un exercițiu sentimental, ci aș zice mai degrabă, este un exercițiu rațional. Ea se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu și în virtutea acestor promisiuni îmi spun în mintea mea: Doamne, dacă Tu ai promis că vei fi cu mine, eu merg mai departe pentru că știu că ești cu mine. Doamne, chiar dacă acum trec prin criză economică, Tu ai promis că nu voi ajunge niciodată cerșetor. Și, Doamne, în virtutea acestei promisiuni, chiar dacă nu văd, chiar dacă nu simt nimic, mă duc mai departe. Asta e credința.
Domnul să ne ajute să fim în felul ăsta. De prea multe ori am simțit, zice, simt că nu mai... Și Ilie simte o chestie greșită. Se duce până la Berșeba și apoi își lasă ucenicul acolo și zice, cale de o zi, se duce în pustiu, să nu mai aud pe nimeni, să nu mai văd pe nimeni. De multe ori când suntem descurajați, împinși de sentimentele noastre, ne izolăm. Și același lucru îl face și voi. Stai în camera ta, nu dacă ai o descurajare sentimentală, ai închis becul, să nu te... pui o muzică din aia care accentuează tristețea, nu știu, lacrimile de durere, nu, mă gândesc că altele mult mai... Așa. Una din aia, nu vă zic că le știți, voi nu vă dau idei așa. Și starea asta accentuează și mai mult tristețea ta. Câteodată îi aud pe mulți zic, nu mai vreau să aud de nimeni, zice, nu mai vreau să văd pe nimeni în fața ochilor, m-aș duce, zice, pe o insulă pustie. Dar acolo nu vei scăpa de tine însuți. Oricât ai fugit de tine însuți, nu scapi nicăieri. Câteodată ai impresia că el ars de vină, dar de cele mai multe ori tu ești de vină. Vreau să spun ceva, când ești descurajat, eu te îndemn să vii la casa Domnului, nu știu, lunea, marțea, nu știu când, numai comitet când e, marțea comitet sau lunea? Mă întreb, când? Când îl anunțați, deci când e comitet să nu veniți așa? În rest fiți aici, la fiecare întâlnire, la rugăciune, să fiți miercurea, joia, să fiți duminica, căutați părtășia fraților, nu vă izolați, că e cea mai mare prostie pe care poți să o faci atunci când ești descurajat, când ești descurajat din cauza păcatului, când ești descurajat din cauza examenelor, când ai dezamăgiri sentimentale, să te izolezi, să nu mai vorbești cu nimeni, să nu mai răspunzi la nimeni la telefon, să stai singur în camera ta, asta se accentuează și mai mult tristețea. Să nu faci niciodată greșeala asta. A doua greșeală pe care o face Ilie. Deci prima, confunde sentimentele cu realitatea. A doua, se compară. Zice versetul 4, nici eu nu sunt mai bun ca părinții mei. Se compară. Dar știți, facem noi o greșeală când ne comparăm. Comparăm defectele noastre cu calitățile altora. Și când comparăm defectele noastre cu calitățile altora, întotdeauna, în mod invariabil, vom descuraja. Sunt mulți care se uită la ei și spun, Doamne, eu n-am nicio calitate. Nicolae Steinhardt, da. Cred că, da, Nicolae Steinhardt zicea așa, foarte frumos. Când omul a fost făcut, zicea el, când omul a fost făcut, Dumnezeu a pus așa, amprenta pe pământ, pe lut, și apoi a dat suflare de viață omului. Și zicea Steinhardt așa, și fiecare dintre noi purtăm în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem particularitățile noastre, frumusețea noastră. Fiecare dintre noi avem darurile noastre. Știți, am o liniște extraordinară. Mie Dumnezeu nu o să-mi spună, de ce n-ai deschis tu crișul repede în două, așa cum a făcut Moise cu Marea Roșie? Nu, Domnul nu va spune asta. Nu va spune de ce n-ai deschis, eu știu, alte râuri mai micuțe, avem Peța sau știu eu, alt. N-ai adus foc din cer la Betel ca Ilie, nu o să-mi spună asta. Ce-mi va spune, de ce n-ai fost mai mult ceea ce te-am făcut să fii și de ce n-ai fost sau nu te-ai asemănat mai mult cu Iisus Hristos? Dar vedeți, noi câteodată în mod eronat ne uităm la noi, ne uităm la defectele noastre și identificăm calitățile altora și spunem, oh, când o să fiu eu ca și cu tare? Și din cauza asta nu facem nimic. Sunt tineri care nu cântă în biserică pentru că totdeauna se compară cu nu știu ce vedete, cu nu știu ce cântăreț. Am făcut odată într-una dintre bisericile în care sunt păstor o chestie din asta. Am chemat un cântăreț de renume mondial în lumea noastră mică penticostală și am zis, fii atent, omule, te rog frumos să falsezi odată, dar să falsezi... Deci mă înțeleg, înțeleg și eu că urechea mea, așa, nu... Noi suntem pe gama harului, am niște urechi care sunt pe gama harului, alte game nu prea. Și am zis să falsezi odată, dar să zgârie așa pe creier pe toată lumea. Și în rest cântă formidabil cum faci tu, dar să încurajezi și pe ăștia ai mei care sunt pe jumătate falși. Și a venit omul și a falsat așa pe la jumătate, a falsat-o că și eu m-am prins ca și cum ai fi făcut cu creta pe tablă așa, dar scurt. Știți? Și după aia, să vezi pe ai mei în biserică, frate, păi dacă ăsta, și noi putem să cântăm. Și unul dintre ei l-am trimis la canto și acum și cântă în biserica Betel. Întâmplarea asta nu e din Betel, dintr-una dintre bisericile în care sunt păstor. Vedeți, noi de foarte multe ori ne uităm la defectele noastre, ne uităm la alții care sunt undeva acolo sus și spunem când o să fiu eu ca și cu tare, când voi ajunge eu ca și cu tare. Și comparăm defectele noastre cu calitățile altora. Dar mai e o chestie pe care o facem aici și știți ceva? Toți aceia care sunteți nemulțumiți, v-aș îndemna măcar o dată să mergeți la spitalul de oncologie. Nu de mult am fost la Timișoara și am mers să fac ungerea unei fetițe la spitalul de oncologie, o fetiță de 4 ani,
căreia i-a recidivat cancerul a doua oară, s-a îmbolnăvit de cancer la 2 ani, a făcut tratamentul în Germania și de 2 ani trece prin acest schin al citostaticelor. Și am fost acolo în spital și chiar de sărbători au cântat copiii, au făcut acolo, mă rog, au făcut ei cu pomul, cu Moș Crăciun și au avut colinda asta pe care o cântăm noi, O ce veste minunată, și au cântat-o. Dar au cântat-o. Chiar atunci am fost și la noi la biserică în perioada aia și cântat ai noștri O ce veste minunată, de parcă ar fi fost o catastrofă minunată, cum a zis un frate. Domnul ne va pregăti în cer catastrofe minunate. Parcă ar fi fost o catastrofă, așa cântă, O ce catastrofă minunată. I-am văzut pe copilașii ăștia care erau așa la zero din cauza tratamentului prin care treceau, cântând O ce veste minunată, cântând cu ochii cântarea asta. Nu știu dacă ați văzut voi vreodată, eu așa v-aș pune să cântați, pe mute, știți cum e? Așa mi-ar plăcea să am o telecomandă aici, să pun biserica așa, pe mute. Și zgomot, e mult zgomot de multe ori. Și aș vedea cum cântă sufletul vostru, pentru că poarta sufletului sunt ochii. Aș vedea după privire. Și zice, fii atent cum cântă ăla cu ochii, sau celălalt. Noi de multe ori avem voci extraordinare și văd pe oameni care au voci extraordinare, dar cântă așa, cu o privire de oameni fără speranță. Dar este câte unul care are o voce, să te fugi. Dar îți transmite, Domne, prin privirea lui, o închinare extraordinară. Și v-aș invita pe toți ăștia care sunteți descurajați, măcar o dată să ajungeți la spitalul de oncologie și să vă comparați cu ea. Voi ăștia care sunteți, spuneți că ar fi trebuit să fiu puțin mai slab, să fiu mai slabă, ar fi trebuit să am părul creț sau nu știu cum, ar fi trebuit să am ochi albaștri sau verzi. Toți ăia care sunteți nemulțumiți de casele voastre, toți ăia care sunteți nemulțumiți de mașinile voastre de fabricație internă sau externă, toți ăia care sunteți nemulțumiți de lucrurile din viața voastră, măcar o dată să ajungeți acolo și să comparați. Și vă garantez că va vindeca Dumnezeu pentru totdeauna de nemulțumirea voastră. Dar greșeala lui Ilie este alta. El își compară defectele lui cu defectele înaintașilor și zice, Doamne, nu-ți mai bun ca tata și mama, adică și ei au fost niște păcătoși și eu voi fi condamnat să fac aceleași păcate. Știți că există oameni care din cauza asta nici nu se pocăiesc, nici nu slujesc în biserică, nici nu fac nimic cu viața lor. Spun, păi tata și mama n-au făcut niciodată facultate și poate mai sunt în jur niște descurajatori profesioniști care spun, neam de neamul vostru n-ați fost în stare să faceți nimic. Acum crezi că vei merge tu la olimpiadă? Neam de neamul vostru n-ați fost în stare să cântați în biserică? Neam de neamul vostru n-ați fost în stare să vă țineți de pocăință? Crezi că tu vei putea să faci asta? Vreau să vă spun ceva, nu există niciun blestem, știu că există o teologie și n-aș vrea nimeni să se simtă lezat, dar în general, mișcarea carismatică promovează ideea asta, că există un blestem care se transmite din generație în generație și din cauza acestui blestem unii oameni nu reușesc să se ridice. Vreau să vă spun un lucru clar, Hristos a purtat la Golgota toate păcatele noastre, era lupt puterea celui rău, blestemul adus de cel rău prin păcat. Tu ai puterea să te ridici în numele lui Iisus Hristos și să umbli în faptele bune pe care Hristos deja l-a și pregătit pentru tine. Adică nu sunt faptele tale bune, tu numai trebuie să umbli în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. De aia nu mai te compara cu părinții, că dacă bunicul, că dacă tata, că dacă străbunicul n-a putut să facă nimic, nici eu nu voi putea face nimic. Nu! Îmi doresc din toată inima ca voi, generația asta, să nu mai fiți așa o generație din asta care parcă e biruită de puterea de gravitație a pământului, care tot timpul stă cu privirea în jos și care spune niciodată nu o să putem face nimic, niciodată nu vom fi în stare să ne ridicăm. Asta e specific românesc, niciodată nu se va schimba nimic, nu. Voi trebuie să fiți generația care să stați la dispoziția lui Dumnezeu și să spuneți, Doamne, vreau ca prin mine să faci ceva. Vreau, Doamne, ca prin mine să schimb biserica asta. Vreau ca prin mine, Doamne, să schimb familia asta. Doamne, vreau ca prin mine să lucrez și cred că Tu poți să faci asta. Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. O, lăudat să fie Domnul. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului nostru. Încă o greșeală face Ilie. Se învinovățește pe nedrept. Și noi facem aceeași greșeală când vine înaintea Domnului și spune, Doamne, am fost plin de râvnă pentru Tine și nu s-a pocăit nimeni. Am făcut evangelizare cu foc din cer? Nu, n-am chemat nu știu ce trupă, n-am chemat nu știu ce predicator, foc din cer și tot nu s-a pocăit nimeni. Știți, Ilie nu era de vină pentru asta. Câteodată și noi trăim un fals sentiment de vinovăție, am văzut acest complex de vinovăție, se numește în psihologie, pe care îl trăiesc, de exemplu, copiii care au părinți care divorțează. Nu de mult am vorbit cu un adolescent care îmi spunea, eu sunt 100% sigur că tata și mama au divorțat din cauza mea. Și a trebuit să vorbesc cu el de foarte multe ori, să-l fac să înțeleagă
că el n-are nicio vină în treaba asta, că părinții sunt de vină. Asta e un fals sentiment de vinovăție. Există un anumit complex de vinovăție pe care îl trăiesc, de exemplu, părinții voștri, mai ales a unora dintre voi, care se roagă pentru voi și nu văd nicio schimbare în viața voastră. Și să te roagă și să te roagă și poate mai apar niște pseudoproroci care spun nu te-ai rugat destul, n-ai postit destul și omul trăiește un sentiment fals de vinovăție și îl vezi că vine la adunare, nu se poate ruga, îl vezi că nu poate citi din Scriptură, îl vezi că nu se implică în biserică și îl întreb de ce? Păi frate, zice, mă rog pentru pruncii mei și nu se întâmplă nimic. De ani de zile, zice, postez și nu se întâmplă nimic. Înseamnă că ceva nu e în regulă la mine. Ilie face aceeași greșeală, zice, Doamne, din cauza mea, poate nu-i ceva în regulă cu mine. Am făcut, zice, de toate, am adus foc din cer și tot nu s-a întors nimeni, numai eu am mai rămas. E o rugăciune pe toate gardurile evanghelice, sunt convins că o știți și voi, scrisă, am văzut-o pe tot felul de lucruri, așa, de artizanat, în librăriile creștine. O rugăciune scrisă de un teolog, îmi place mult teologul ăsta, care a trăit la începutul secolului 20 în America, numele lui este Reinhold Niebuhr, și el zicea așa. Și cred că o știți rugăciunea, dar se potrivește prea bine cu ceea ce am de spus aici. Zice așa, Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, dă-mi curajul să schimb lucrurile pe care le pot schimba și dă-mi înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. Zic încă o dată, Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, dăm curajul să schimb ceea ce pot să schimb și dăm înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care eu le pot schimba și, și lucrurile pe care numai mâna ta le poate schimba. Oricât și-ar dori părinții voștri să vă pocăiască pe unii dintre voi, se pot ruga, dar depinde doar de mâna lui Hristos. Eram într-o biserică, nu-i zic numele, o biserică destul de mare, nu la noi în județ, într-un alt oraș. Și după terminarea programului a venit unul din lumea interlopă, tuns la zero la mine, mai înalt decât mine, doi pe doi, cum așa, și mi-a zis, pastore, stai cu mine până când simt că Dumnezeu m-a iertat. S-a terminat programul, ne rugăm până când simt că Dumnezeu m-a iertat. Și asta avea păcate multe. Am stat cu el, nu știu, vreo jumătate de oră, până când mi-a spus, acum simt că Dumnezeu începe să mă ierte. Mi-a zis, eu m-am hotărât să mă botez și dumneata vei veni la botezul meu. Nu mi-a zis dacă poți sau dacă ți-ai programat în... Și eu n-aveam cum să refuz că omul v-am zis. Așa că la câteva luni, nu știu, 4 luni, cam așa, am fost la botez. Cu greu a fost o aventură și botezul, pentru că baptizierul nu era făcut pe numărul lui. Așa? Dar cumva până la urmă l-am apăsat. După ce l-am înmormântat pe omul cel vechi și l-am înviat pe cel nou, stăteam de vorbă cu omul cel nou în fața amvonului, biserica arhiplină, cum e de obicei, la botez, plin de oameni cu flori, nu știu ce, și pe culoar, în aglomerația asta, văd o femeie din asta de vreo 70 ceva de ani, cade la țară, bătrânică așa, cu un batic în față, făcându-și loc prin mulțime, dând din coate, fără politețe prea multă, așa, cu tupeu înainte marș, și a făcut loc și noi eram în față și am văzut că vine așa spre noi și m-am gândit oare ce? Și am văzut că parcă cu cât se apropie de noi își ia viteză mai așa și a luat elan așa, să nu fac ceva de toată minunea pe aici, și a luat elan așa și când i-a dat o palmă peste spate, eu când am văzut chestia asta a rămas așa, am zis sigur omul s-a pocăit, dar Biblia spune să fim atenți cu cei care s-au întors de curând la Domnul. Și cine știe ce reacție necontrolată va avea ăsta, că ăsta nu-i obișnuit să ia așa palme peste spate. Și femeia asta, sigur omul n-a zis nimic, a rămas așa, neclintit. Și femeia s-a uitat la mine și mi-a zis, frate, zice, ăsta e băiatul meu. M-am rugat pentru el, nu mai țin minte, mi-a zis 20 și nu știu cât de ani și astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și apoi femeia asta mi-a zis ceva profund teologic. Vă spun, am citit destul de multe cărți de teologie. Sunt mulți teologi care spun lucruri pe care nici ei nu le trăiesc și nici ei nu le cred, dar femeia asta a avut o expresie formidabil teologică și profundă, cum rar mi-a fost dat să aud. I-a zis așa, la început, a zis, zice, frate, îl vezi? Zic, soră, n-am cum să nu-l văd. Mâna mea, mi-a zis ea, și mi-a dat și exemplu practic, nu-i mai ajunge nici măcar la guler, a zis ea. Dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă.
și adevăr profund teologic. În cuvintele acestea ale ei, simple, a definit ce înseamnă nașterea din nou mai profund decât Karl Barth sau știu eu ce teolog, care se chinuie să spună niște lucruri pe care nici măcar el nu le crede. Mâna mea nu-i mai ajunge nici la guler, dar mâna lui Hristos i-a atins inima. Practic, asta este transformarea aceea despre care noi spunem și o numim naștere din nou, e transformarea aceea pe care o face Hristos prin Duhul Sfânt, care schimbă interiorul nostru. Și numai Dumnezeu poate face asta. Și cât nu și-ar dori un părinte care se roagă pentru copilul lui, ca Dumnezeu să schimbe, și câteodată trăiesc părinții voștri false sentimente de vinovăție. False sentimente de vinovăție care întotdeauna duc la descurajare. A patra greșeală, haideți, vreau să fac cu voi un exercițiu de logică, nu de exegeză, nu teologic, ci de logică. Haideți, că știu că așa sunteți în perioada în care învățați, se apropie sesiunea, dacă nu aș început pentru unii dintre voi, așa că acum mintea vă este brici. După sesiune veți intra în stand-by, unii dintre voi, dar mă bazez că în momentul ăsta sunteți foarte pe fază. Haideți să facem analiză pe textul acesta. Biblia ne spune că femeia asta, Izabela, regina lui Israel, trimite un om, bodyguardul ei, și spune așa lui Ilie: mâine la ceasul acesta să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă nu te voi ucide, Ilie. Și Ilie, de frica faptului că ar putea să fie ucis, fuge. Eu vreau să vă întreb pe voi, oare credeți voi că Izabela chiar intenționa să-l ucidă pe Ilie, da sau nu? Haideți să facem un exercițiu de logică, v-am zis. Dacă cineva vrea să bată pe altcineva, băieții, nu că voi ați făcut vreodată asta, dar din ce știți de la alții? Dacă cineva vrea să bată pe altcineva, îi transmite printr-un prieten, se spune, mâine la ceasul acesta, la ora 3:30, să fii în față la Biserica Speranța. Că mâine la ora 3:30, când eu voi fi aici, tu să fii în față, vezi, nu cumva să întârzi, că mâine la 3:30, când voi fi acolo, ai încurcat-o cu mine. Credeți că omul ăla, dacă are măcar doi neuroni, mâine la ora 3:30 va fi în față la Biserica Speranța? Nu, va fi pe undeva, cine știe, prin Arad. Depinde cine l-amenință. Credeți că femeia asta intenționa să-l ucidă pe Ilie? Păi dacă voia să-l ucidă, bodyguardul ăla care l-amenință, păi ăla s-ar fi dus din prima și l-ar fi executat. Când vrei să termini pe cineva, nu-i spui înainte să fie acolo. Pentru că mâine la ora 4, când vei fi acolo, te-am terminat. Sigur că nu-i spui asta, dimpotrivă, încerci să creezi o conspirație, să nu cumva să afle cineva. Da, ea voia să facă altceva și asta iese. Vrea să-l facă pe Ilie să pară fricos și lucrul ăsta îi reușește. Știa că dacă îl ucide, îl transformă în martir în ochii prostimii și asta nu i-ar fi ajutat deloc. Dar știa că dacă îl ucide și îl face pe Ilie să pară fricos, să-l facă pe Ilie necredincios, ei, în momentul ăla doar ea avea de câștigat și asta reușește. Vedeți, greșeala, a patra greșeală a lui Ilie e faptul că accentuează partea negativă a lucrurilor. El chiar a crezut că femeia asta vrea să-l omoare. Îi spune lui Dumnezeu, Doamne, femeia asta vrea să mă omoare. De multe ori și noi suntem negativiști, noi români. Acum eu nu vă spun că e la modă să fii pozitiv în vremurile noastre, foarte la modă. Sunt o grămadă de cărți care ne spun cum să fii pozitiv în 5 pași. Și după ce citești toți cei 5 pași, ești și mai negativ decât ai fost la început. Nu vă spun să trăiți așa un fel de pozitivism din ăsta, roz bombon, și să sfidezi realitatea, sau e ca și cum ai merge pe ape și zice nu mă scufund în timp ce mergi în jos. Deci nu spun să negi realitatea, eu spun să fii realist, dar în același timp, românul meu drag, nu mai fi atât de negativist. Noi dacă avem o simplă durere, mai ales noi bărbații, cred că e grav, zice, mă duc la doctor. Simt că ceva nu e în regulă cu mine, simt, mai ales noi bărbații avem chestia asta, o știu de la tata, eu sunt mai bun decât el. Simt că trebuie să mă duc, și eu am fost la nu știu câți doctor, cred că îi cunosc toți specialiștii, expert în boli. Accentuăm partea negativă de foarte multe ori, simt că nu voi lua examenul, suntem așa de negativiști, unii nu merg la examen, că sigur nu-l iau, n-are rost. Oameni buni, nu mai accentuați partea negativă, sunt unii care nu se căsătoresc, că dacă vom divorța, că dacă nu ne descurcăm, zice, financiar, că e criză economică, frate. Și privim întotdeauna partea negativă a lucrurilor, și dacă suntem niște negativiști, vă dați-mi voie să vă spun că vă treziți dimineața, deschideți televizorul și puteți asculta toate știrile. Război în Ucraina, război civil, război, nu știu, în Afganistan. Poți tot timpul să trăiești trist. Sunt o mulțime de triști în jurul tău. Când ești pe stradă, vei vedea o mulțime de oameni la fel ca și tine. O, dar Biblia ne spune pototul lui Hristos care mă întărește, aleluia.
Alege în fiecare zi să vezi binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Alege în fiecare zi să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta. Alege în fiecare zi să vezi oportunitățile pe care Dumnezeu ți le deschide. Nu accentua numai partea negativă, nu te uita numai la umbre, nu te uita numai la întuneric. Dumnezeul nostru este Părintele Luminii, slăvit să fie numele. Deci, facem și noi câteva greșeli, la fel ca Ilie, care duc la depresie. Am zis, mai întâi confundăm sentimentele cu realitatea, doi ne comparăm, trei ne învinovățim pe nedrept, patru accentuăm partea negativă. Doar foarte scurt voi prezenta câteva soluții pentru depresie. Asta îmi place, știu că o să vă placă și unora dintre voi. Zice așa, s-a culcat și a dormit sub un inupăr. Și l-a atins un înger, îmi place chestia asta, l-a atins un înger. Îngerii Domnului se atingă pe toți cei care dorm, așa. Zice, și iată l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite, un ulcior cu apă, a mâncat și a băut și s-a culcat din nou. Și îngerul Domnului a venit a doua oară. Deci știți care e soluția lui Dumnezeu la descurajare? Zice, dorm puțin. Dorm puțin. E interesant. Primul lucru, câteodată cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci este să dormi, dar nu în timpul programului. Câteodată, cel mai spiritual lucru este să te oprești din toată alergarea asta ta, și vreau să vin puțin să vă ridic pe toți să adormiți, să te oprești din toată alergarea ta. Pur și simplu să-ți iei un timp în care să stai în prezența lui Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu mai mult și să te odihnești. Știți, câteodată suntem descurajați din cauza oboselii. Trece sesiunea, trec necazuri, trec problemele. Și la un moment dat nu poți, colapsezi și te prăbușești în tine însuți. Asta e depresia, o prăbușire interioară. De aceea, primul lucru, ia-ți un timp pentru odihnă și reîncărcare spirituală. Al doilea lucru, și asta e foarte important, spune lui Dumnezeu tot. Spune lui Dumnezeu tot. Și unul dintre frații de la pian, hai aici în spate, cântă, cred că, dacă le cânt, s-a văzut că-s mai atenți. Sau cel puțin aia care dorm, vor dormi și mai bine. Cântă așa încet, liniștit, așa, în surdină, să nu deranjezi pe nimeni. Nu, ce veste, că nu e... Așa, mai în surdină, te rog frumos. Al doilea lucru, spune-i lui Dumnezeu, știți? Noi de multe ori acumulăm în noi și nu spune la nimeni, și nu spune, am o dezamăgire sentimentală, am o dezamăgire în relație cu părinții, am o dezamăgire la locul de muncă și le acumulăm în noi și la un moment dat ne prăbușim în noi înșine. Ilie vorbește cu Dumnezeu, îi spune, asta se numește catarsis, e un cuvânt frumos ăsta din grecește, catarsis înseamnă eliberare interioară. Îmi spunea un tânăr într-un e-mail așa, frate, zice, dacă nu spun, simt că explodez. Deci ca să nu explodez, spune-i lui Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, Doamne, uite, sunt dezamăgit pentru felul în care arăt, sunt dezamăgit sau dezamăgită de relația mea, sunt dezamăgit sau dezamăgită de școala în care sunt, sunt dezamăgit sau dezamăgită de situația în care mă aflu. Vorbește cu Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu. Îmi place așa de mult, nu știu cât de atenți ați fost la citire, n-am citit tot textul că a fost în criză de timp. Dar aș vrea puțin să privim mai jos de versetul pe care l-am citit. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul strigă pe nume pe Ilie. Și cum îi zice? Ce faci tu aici, Ilie? Nu îi zice, ce faci tu acolo, Ilie? Ci spune, ce faci tu aici? Asta înseamnă că Dumnezeu nu ne privește niciodată de sus. Noi câteodată tindem să privim pe câte unul care a păcătuit sau pe câte unul care a căzut. Ce faci tu mai acolo? Ce mai până lumea aia de acolo de jos? Dar Dumnezeu îi spune lui Ilie, ce faci tu aici? Și după aia zice, Ilie, ieși afară din locul în care te afli. Și ne spune Biblia că Dumnezeu se prezintă în fața lui Ilie și fiți atenți. Prezența lui Dumnezeu e extraordinară. Zice Biblia că înaintea lui Dumnezeu era un vânt puternic care despica și stânca în două. Dar zice Biblia ceva interesant, Dumnezeu nu era în vântul acesta. Și după vânt a venit un cutremur care a zguduit muntele Horeb sau muntele Sinai, muntele Domnului, l-a zguduit din temelii. Dar Dumnezeu nu era nici în cutremurul acela. Mulți dintre noi credem că Dumnezeu e în cutremur, e în vânt. Și apoi zice,
A venit un foc, un foc mistuitor. De multe ori și noi suntem tentați să credem că Dumnezeu e un foc mistuitor și atât. Dar Dumnezeu nu era nici în focul acesta. Dar la final, îmi place așa de mult, la final, Ilie a simțit un murmur lin și subțire. Și Dumnezeu, ne spune Scriptura, era acolo și zicea a doua oară, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie începe și povestește lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă. Am fost în Spania în urmă cu mai mulți ani la o conferință de tineret și când am ajuns acolo, frații m-au dus să vizitez un tânăr care era bolnav de cancer la stomac și care mi-a zis, a fost în lume interlopă, era din familie de pocăiți, a făcut o mulțime de lucruri îngrozitoare și mi-a zis, când am descoperit că sunt bolnav de cancer, nu m-a vizitat nici tata, nici mama în spital, pentru că au zis că le-am făcut neamul de râs, dar după o săptămână de stat în spital, m-au vizitat niște penticostani de la Biserica Penticostală de acolo, niște tineri penticostali, care după aia am aflat că erau de origine din Bihor, că erau cu acordioanele, s-au dus la spital cu acordionul și cu saxofonul, vă dați seama. În satul copilăriei mele aveam 9 acordioane, am numărat într-o zi de curiozitate, să văd 9 acordioane, fiecare în altă gamă. Împreună formau gama Harului. Și ăștia s-au dus la spital, vă dați seama, cu saxofonul pe la urechile bolnavilor. Și mi-a zis ăsta, n-am mai auzit așa mărturie, mi-a zis, abia am așteptat să termine pocăiță cântările lor, să scap de ei. Și după ce au terminat cu cântatul, unul, zice, din tinerii aceia, că a fost un grup de tineri, mi-a dat un nou testament și mi-a zis doar atât. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Cuvintele lui mi-a zis acest tânăr care încă era așa influențat, amprentat în limbajul lui de lume interlopă din care făcuse parte, mi-a zis așa, cuvintele acestui tânăr au fost ca și cum aș fi primit un pumn direct în plex. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. N-am putut dormi toată noaptea, mi-au răsunat în minte, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. A trecut săptămâna, am citit Noul Testament, abia m-așteptam să treacă săptămâna, să vină pocăiții să cânte din nou cântările lor îngrozitoare și tari, să-și termine cântările și după aceea să-mi vorbească despre Hristos. În această seară spun același lucru, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Când evreii mergeau în templu, preotul zicea, Iahve Shama, la începutul slujbei, care înseamnă Domnul este aici. Domnul este aici, Iahve Shama. El este Emanuel. De aceea spune lui Dumnezeu toate dezamăgirile tale, nu știu care sunt, nu știu în ce domenii, toți avem dezamăgirile noastre, dar spune lui Dumnezeu, nu le lăsa să se strângă în tine până la urmă să fii doborât în interior, să nu te prăbușești în tine însuți, în depresie. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Și în timp ce fratele va continua să cânte în surdină la pian, vă invit să faceți un lucru, v-am văzut pe unii așa mai neliniștiți, mai tineri și neliniștiți, pe ăștia vă îndemn în numele Domnului să lăsați orice mișcare. Cei mai mulți dintre voi ați fost deosebiți și vă binecuvântez pentru asta. Aș vrea să stați cu ochii închiși acolo unde sunteți. Aș vrea să stați cu ochii închiși, nu din alt motiv, vă puteți ruga și cu ochii deschiși, dar acum aș vrea să stați cu ochii închiși pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Vă rog să stați cu ochii închiși, fie că sunteți la balcon sau sunteți aici în această sală. Și aș vrea să strigăm după prezența lui Dumnezeu în această zi. Și aș vrea ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită aici. Noi penticostalii de multe ori am crezut că prezența lui Dumnezeu înseamnă doar un vuiet puternic, doar o rugăciune din aceea care cutremură locul, doar un foc mistuitor. Dar prezența lui Dumnezeu e de multe ori într-un susur lin și subțire. Și când vei merge acasă, în liniștea camerei tale, vei putea să vorbești cu Dumnezeu și vei simți prezența lui Dumnezeu în acest susur lin și subțire și vei putea să vorbești cu Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu simplu și clar, fără vorbe pompoase învățate pe din afară, fără rugăciuni formale, ci să-i spui lui Dumnezeu din toată inima ta, să-i spui toate dorurile inimii tale, să te prăbușești în tine însuți înaintea lui Dumnezeu și Hristos să te asculte, pentru că El este prezent, slăvit să fie numele. Nu știu care sunt dezamăgirile voastre, nu știu câți dintre voi vă simțiți în această zi descurajați, dar aș vrea să fac o rugăciune pentru toți aceia care se simt prăbușiți din cauza descurajării. Poate ești descurajat de o relație, poate ești descurajat sau descurajată de păcatul din viața ta, poate ești descurajat de slujirea ta, poate ești descurajat de relațiile din familia ta, poate că ești descurajat de problemele financiare, poate că ești descurajat, nu știu, de orice alt lucru din viața ta. În această zi, dacă te simți căzut,
Aș vrea să avem puterea pe care a avut-o profetul Mica, când spune, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși și chiar dacă astăzi stau în întuneric, totuși Domnul rămâne lumina mea. Dacă există cineva aici care se simte descurajat, vreau să vă cer un lucru puțin mai neobișnuit, pentru că suntem la o întâlnire a tinerilor și îmi pot permite să fac lucrul acesta. Toți aceia care vă simțiți descurajați într-un fel sau altul, aș vrea să vă puneți pe genunchi acolo unde vă aflați. Fie că sunteți descurajați din cauza păcatului din viața voastră, fie că sunteți descurajați de o anumită relație, fie că sunteți descurajați sau dezamăgiți de un anumit lucru clar în viața voastră, nu știu care, poate o problemă, poate o boală, poate un necaz, poate o suferință, poate un păcat, dar oricare ar fi dezamăgirea ta, oricare ar fi descurajarea ta, oricare ar fi depresia sufletului tău, aș vrea în această zi să o duci înaintea lui Dumnezeu și în mod simbolic vă cer, acolo unde vă aflați, toți aceia pentru care vreți să fie rugăciunea finală, aș vrea să vă puneți pe genunchi. Nu voi insista apelând la sentimentele voastre, pentru că nu vreau ca eu să lucrez, ci vreau ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și credința este o încredere neclintită, rațională, în promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă în această zi vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că mă simt la pământ, mă simt la pământ psihic, mă simt la pământ spiritual, mă simt la pământ în relațiile mele și vreau să fiu ridicat de mâna ta, că Tu ești Dumnezeu atotputernic, aș vrea în clipa care urmează să te pui pe genunchi și voi face rugăciunea aceasta pentru tine. Doamne, mă rog pentru toți aceia care s-au pus pe genunchi. Mă rog pentru toți aceia care se simt descurajați. Pentru toți aceia, Doamne, care se simt în ei înșiși prăbușiți. În numele Domnului Iisus Hristos, ridică-ne în această zi. Înalță-ne, Doamne, sufletul, Tu care Te-ai înălțat la cer. Într-o zi ca și aceasta, Doamne, așteptăm de la Tine înălțarea sufletului nostru. Așteptăm de la Tine, Doamne, ridicarea noastră spirituală. Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, simt că ești prezent în locul acesta. Dar dincolo de sentimentele mele, Doamne, care nu pot fi în niciun fel dovedite, dincolo de asta am promisiunea Ta, Doamne, Tu ești aici. Slăvită să fie prezența Ta, binecuvântat să fii, Doamne, în vecii vecilor. Și în acest susur lin și subțire, aș vrea să simțim prezența Ta aici, Doamne. Când Moise a stat în prezența Ta și a acoperit fața pentru că nu putea să te vadă. Când Ezechiel a stat în fața arătării slavei Tale, s-a prăbușit cu fața la pământ. Când Ioan a stat înaintea Ta, Iisuse Hristoase, s-a prăbușit ca mort. Stăm înaintea Ta în Biserica Speranța în această seară, Dumnezeule, prăbușiți înaintea Ta, strigăm înspre Tine. Ai milă de noi, păcătoși, Doamne. Și dacă există cineva aici prăbușit, descurajat, trist din cauza păcatului, mă rog, zidește în noi, Doamne, o inimă curată în seara aceasta. Întoarce, Doamne, fața de la păcatele noastre, Doamne. Fie-ți, Doamne, milă de noi, strigăm și noi ca David odinioară, Doamne. Doamne, nu ne părăsi, nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt. Dă-ne, Doamne, bucuria mântuirii Tale în această zi. Scapă-ne, Doamne, de tristețea asta cronică care ne împiedică desfășurarea vieții normale. Avem nevoie, Doamne, de bucuria pe care o aduce numai prezența Ta. Vrem să simțim, Doamne, că ești cu noi. Doamne, dacă există cineva descurajat din cauza bolii sau din cauza suferinței fizice, dacă e planul Tău de vindecare în seara asta, vindecă, Doamne. Nu pentru ca să ne lăudăm noi, ci pentru ca numele Tău să fie sfințit. Pentru ca cei din Oradea să știe că Dumnezeul nostru este viu și lucrează și astăzi. Doar dincolo de asta, Doamne, dacă Tu vrei să trecem prin această vale a plângerii, prin această vale a umbrei morții, Doamne, știm că Tu ești cu noi. Și chiar dacă trecem prin necaz și prin durere, Doamne, dă-ne puterea să acceptăm voia Ta și să spunem la fel ca Apostolul Pavel, harul Tău, Doamne, ne este de ajuns. Dă-ne puterea, Doamne, să trecem biruitor. Dă-ne puterea, Doamne, indiferent de circumstanțele vieții, să avem curajul să mergem mai departe, Dumnezeule, încrezându-ne în Tine, Doamne, știind că Tu nu ne părăsești niciodată. Slăvit să fie numele Tău. Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul nostru. Îmi doresc, Doamne, ca generația asta să simtă prezența Ta.
E o generație rațională, e o generație care știe multe despre tine, Doamne, dar e o generație care te-a experimentat atât de puțin. Când suntem la pământ, când nu mai avem putere să mergem mai departe, Doamne, avem nevoie de prezența Ta. Așa cum Ilie a avut nevoie de prezența Ta, avem nevoie să auzim când ne strigi pe nume, cum l-ai strigat pe Ilie și i-ai spus, ce faci Tu aici, Ilie? Vrem, Doamne, să simțim că vocea Ta vorbește inimii noastre, vrem să simțim că vocea Ta vorbește sufletului și minții noastre, Doamne, și vrem să simțim că ești cu noi. Avem nevoie, Doamne, de prezența Ta. Așa cum pământul are nevoie de ploaie, Doamne, sufletul nostru are nevoie să simtă, Doamne, că nu este părăsit de Tine. Are nevoie să simtă prezența Ta. Are nevoie să simtă că Tu ești Emanuel. Doamne, generația asta știe atât de multe lucruri teologice și raționale, dar Te-a simțit, Te-a experimentat prea puțin. Doamne, fă ca prezența Ta să coboare în locul acesta. Prezența Ta să coboare în viața fiecărui tânăr din locul acesta și mă rog din toată inima Tu să rămâi în viețile noastre. Și într-o zi, Doamne, după ce vom trece biruitor prin lumea aceasta, prin harul Tău, când se va termina viața noastră sau când lumea asta se va încheia, când va ninge de jos în sus pentru prima dată, când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Doamne, în ziua aceea, când vă plânge pentru prima, ultima dată, Doamne, în prezența Ta, aș vrea să ștergi orice lacrimă din ochii noștri atunci și aș vrea să spui tuturor acestor tineri și tuturor acestor frați și surori și prieteni care au fost în locul acesta în ziua aceea, vino rob bun și credincios și mănâncă din pomul vieții. Tu ai zis că doar cei ce vor birui vor mânca din pomul vieții. Vrem într-o zi, Doamne, să ne faci parte de viață veșnică și să fim mai mult decât biruitor, Tată, când vom ajunge acasă, când vom intra pe porțile de aur al Ierusalimului cel nou, când îngerii vor tăcea pentru prima dată în rugăciunea lor și în cântarea lor, când vom cânta cu vocile noastre schimbate și transformate, Doamne, cântarea cea nouă, ajută-ne să fim acolo, că viața asta e atât de scurtă. Îți mulțumesc că ai fost cu noi și că rămâi cu noi. Tată, m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, care e înălțat, căruia ai dat un nume mai presus de orice nume, cu ajutorul Sfântului Duh pe care Tu l-ai trimis, pentru că El s-a înălțat. Amin. Amin. Puteți să vă așezați. Vă mulțumesc.